Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Ne bucurăm enorm să avem astăzi în vizită la o primă ședință comună a comisiilor juridice, cea din Senatul României. Are o denumire nițel mai lungă decât cea din Republica Moldova, din Parlamentul Republicii Moldova, și Comisia Juridică din Parlamentul Republicii Moldova. Este o primă ședință în care am discutat potențialul și posibilitățile de colaborare între cele două parlamente pe platforma comisiilor de profil, comisiilor juridice. Am avut discuții frumoase și am identificat mai multe subiecte de interes comun, acolo unde noi avem de învățat din experiența României, atât din experiențele frumoase și practicile pozitive, cât și din eventualele greșeli pe care să nu le repetăm noi aici. Și se pare că au fost identificate și câteva domenii de interes pentru colegii din România, în anumite segmente unde am avea experiențe de a transmite pentru colegii din România. Cum am menționat, este o primă ședință. Am stabilit că este, deci vom urma, vom continua să desfășurăm ședințe comune ale comisiilor juridice, astfel încât să asigurăm o colaborare frumoasă și productivă și cu rezultate palpabile în sensul unor proiecte de legi elaborate de comun, unor alte documente care sunt importante pentru țările noastre. Stimată doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc foarte mult colegilor noștri, doamna președinte a Comisiei Juridice din Parlamentul de la Chișinău și tuturor membrilor Comisiei, precum și conducerii Parlamentului de la Chișinău, domnului președinte Grosu, pentru deschiderea, invitația de a avea această primă ședință, prima, de fapt, în premieră comună a celor două comisii juridice, ambele cu competențe decizionale în ceea ce privește adoptarea legilor specifice organizării sistemelor judiciare din cele două țări. Este prima ședință pentru că vor urma altele. Am lansat astăzi în cadrul ședinței invitația de a continua acest dialog parlamentar ca să extindem sfera cooperării noastre la nivel parlamentar. Am identificat și obiectivele, punctele de interes legislativ între cele două comisii juridice și, fără îndoială, domeniul reformei judiciare, atât în cazul de la Chișinău, cât și pentru noi în România, este unul de interes pentru ambele comisii juridice și aici vom conlucra în viitoarele ședințe. Cred că este important să mai spun că țările noastre sunt legate nu doar prin comunitatea de limbă, cultură, istorie, credință, nu doar prin parteneriatul acesta politic bilateral care privește susținerea eforturilor Republicii Moldova la toate nivelurile în România pentru integrarea în Uniunea Europeană, era important să avem, cred eu, și acest nivel de dialog și de susținere la nivel parlamentar și deschiderea noastră este în sensul de a oferi din expertiza României în ceea ce privește armonizarea legislației din Republica Moldova cu normele europene, pe toate domeniile pe care le-a menționat doamna președintă, organizarea judecătorească, statutul magistraților, dar și în alte domenii conexe care sunt importante și în România, cum este cel enunțat chiar în finalul întâlnirii ca o temă pentru viitor, în următoarea întâlnire, problema eficienței luptei anticorupție, inclusiv sub aspectul unor legi specifice pentru confiscarea averilor ilicite. Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru întreaga deschidere, vă doresc mult succes în activitatea legislativă complexă pe care o derulați aici. Începutul este bun. Cel mai important este, într-adevăr, să existe voința politică și să fie transpusă în legi bune pentru societate. Mulțumesc și mult succes! Și eu vă mulțumesc foarte mult și mult succes și dumneavoastră! Mulțumesc! Bună ziua! Avem câteva întrebări de la jurnaliștii de la Radio Moldova. Prima dintre ele este pentru doamna Laura Iuliana Scântei. Vă rog să ne spuneți cum ar putea România ajuta Republica Moldova să ajungă la standarde europene în ceea ce privește reforma sistemului de justiție și cu ce acțiuni ar trebui să înceapă această reformă.
Iată că una dintre acțiuni este chiar aceasta de astăzi, deschiderea dialogului parlamentar tehnic, politico-legislativ între cele două comisii juridice, Comisia Juridică din Senat și Comisia Juridică din Parlamentul de la Chișinău. O astfel de colaborare în planul cooperării judiciare are loc, din câte știu, la nivel extins, la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Justiției. Numai mâine există ședința comună dintre cele două guverne aici la Chișinău și, într-adevăr, pe agenda comună figurează inclusiv proiecte dedicate de colaborare între cele două ministere ale justiției. În plan parlamentar, noi punem la dispoziție experiența noastră cu bunele, cu realizările și nerealizările sale, experiență politică, o pregătire temeinică juridică și încercăm să ducem spre concret, spre rezultate concrete, chiar să reușim să lucrăm poate împreună un proiect legislativ în oricare dintre temele de interes solicitate de colegii noștri de aici. Vă mulțumesc frumos. Anatol Caciuc de la Radio Moldova are o întrebare și pentru doamna Stamate. Republica Moldova a adoptat mai multe planuri de acțiune în vederea implementării reformei în sistemul de justiție, dar rezultatele nu au fost cele scontate. Acțiunile din planul pentru anii 2022-2024, care urmează să fie implementat, ar putea avea efecte optime? Pentru o reformă veritabilă a sistemului de justiție este nevoie de voință politică. Iar această voință politică trebuie să se manifeste în asigurarea unei independențe adevărate a justiției și unui respect total al legii, al legilor, da? Deci al legislației. Noi avem voința politică și suntem determinați să asigurăm independența sectorului justiției, nu doar prin adoptarea unui set de legi care le oferă garanții și anumite beneficii sau o independență pe hârtie, ci o independență reală. Și asta este, în primul rând, prin curățarea sistemului de justiție de corupție. Ori asta, știți bine, este planificat, deci una dintre acțiunile cheie în acest sens este evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, care va porni curățarea sistemului de justiție și va pune bazele unui sistem de justiție independent și funcțional. Demersuri curajoase și asumate pentru a continua acest drum fără cale de întoarcere, drumul european. Fără consolidarea sistemului judiciar de la Chișinău, din Republica Moldova, nu putem vorbi de un stat de drept de factură europeană și nu putem vorbi de drepturi și privilegii precum cele care decurg din calitatea de stat membru. De aceea susținem toate eforturile politice ale președintei Maia Sandu, ale guvernului și de asemenea demersurile la nivel legislativ ale colegilor noștri din coaliția majoritară în ceea ce privește reforma legislației. Bineînțeles că asta este un punct zero, începutul reformei. Urmează ca ea să fie implementată și într-adevăr și în Republica Moldova, să ajungem să vorbim despre un corp al magistraturii europene din Republica Moldova, care să aplice, să judece, să înfăptuiască actul de justiție în favoarea, în interesul și în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova și spre folosul și prosperitatea lor. Cred că anumite epoci, inclusiv cele care au dominat sistemul judiciar din România, din Republica Moldova, sunt pe cale să se încheie. Acesta este drumul corect, cel pe care vi l-a expus și distinsa doamnă președintă Olesea Stamati și vom sta alături de ei cu expertiza noastră politică și legislativă pentru a ajunge acolo unde și-au propus să readucă în Republica Moldova independența sistemului judiciar și eficiența actului de justiție, independent și imparțial pentru cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult!